Bună seara, doamnelor și domnilor! Astra și Gloria Bistrița încheie în direct la GSP TV etapa a 19-a. Două echipe despărțite în clasament de un singur. Prin Strătilă, Uzman Îndoie, Alexandru Stan, în atac Marius Tigoianu și Osvaldo Miranda. Marius Avram este arbitrul acestei întâlniri, ajutat la cele două margini de Mircea Orbuleț și Iul. A venit în careu și masivul Luca Suca la Oprșal. Încearcă să respingă, Bistrița rămâne în posesia balonului. Alexandru Tudose ajuns în ofensivă, intră în careu de 16 metri, respinge Grigore, prima acțiune periculoasă, nu s-a încheiat însă faza. Genaru. Deocamdată însă centralul acestei întâlniri nu. Sucala ezita, Nala Țindoie pune din nou stăpânire pe minge. Tigoianu. Destul de bună pentru formația pregătită de Nicolae Manea. În condițiile în care elevii săi au avut un început de sezon foarte, foarte slab și cât pe ce... Cât... Replica Bistriței nu s-a lăsat așteptată. Petre, direct pe poartă, Grigore! Presat de doi fotbaliști ai Bistriței. Noi revedem execuția lui Ciprian Petre. Seto! Miranda urmărește mingea, Albuț! Iată șutul lui Takayuki Seko de la 18 metri. Și continuarea lui Miranda. Mingea nu a ieșit. Însă argentinianul era în poziția afară din joc. Luare bună de această dată a argentinianului Seto. Din nou Tigoianu. Încercat o execuție din alt. Centrare a lui. O misiune grea de tot are italianul în acest meci. Trebuie să se lupte cu fundașii ploieșteni. Iată-l pe Cavalli! Simone Cavalli. O deviere. Tudose, o intrare tare acolo, dar regulamentară a lui Paolo Din Arte. Acțiunea Bistriței pe stânga vine. Seto. O centrare pentru același Miranda. Da, și Albuț foarte aproape să fie păcălit. Au scăpat cu bine și din această fază. Dar acum nu s-a mai întâmplat așa și este 1-0 pentru Astra Ploiești. Oprșal. Sunt însă momente de... momente confuze, Marius Avram s-a consultat din priviri și apoi prin sistemul de comunicație cu asistentul de pe cea parte. Iar în momentul în care a primit încuvințarea, a validat golul. 1-0 pentru Astra Ploiești, Radek Oprșal. Revedem reluarea. Vedem reluarea. Centrarea lui Junior Moraes și lovitura de cap expediată de Radek Oprșal tra lui Dinamo la cel 2-2 reușit de Astra Ploiești în Ștefan cel Mare. Chiar în prima etapă a returului. Cavalli. Un șut centrare pentru Tudose. Vine din spate Anton. Tudose la... Oprșal, iată-l pe Cech, din nou un careu de... O formație care, din momentul în care a intrat în Liga 1 de la echipă... Pasenciu.
Ciuc, o centrare, un șut centrare. Frigul de afară. Există și o micuță galerie venită de la Bistrița. Liviu Băjenaru poate aduce echipei sale un punct. Preferă o centrare în care... Reluare, Oprișal prinde Grigore.